bună, mașinuțelor! Ce mai faceți voi în ziua asta minunată de vară? Adică o așteptați pe Carrie să vă aducă niște înghețată? Asta e cea mai bună metodă de a te răcori. Dar unde este? Nu știți? Micule Tom, îl poți întreba pe tatăl tău? El știe cu siguranță ce se întâmplă în orașul mașinilor. Ok, voi ceilalți, așteptați aici. Bună, Tom! Bună, Carrie! Nu arăți prea bine. Of, Doamne! Te-ai îmbolnăvit și nu poți duce înghețată mașinuțelor? Stai puțin, micule Tom. Ce păcat, Carrie! Mă întreb oare cine ne-ar putea ajuta? Hei, micule Tom! Unde mergi? E o idee minunată! Să-l chemăm pe supercamion! De ce n-ai spus până acum? Carl, gata cu odihna! Cineva în orașul mașinilor are nevoie de tine! Ce vehicul ne-ar putea ajuta de data asta, supercamionul? Ah, un camion de înghețată! Bine gândit, Carl! Haide, supercamionule! E timpul să răcorim locuitorii din orașul mașinilor! Supercamionule, pune melodia pentru înghețată, ca toată lumea să știe că ai venit! Ethan, primul la rând ca de fiecare dată! Acum, mașinuțele trebuie să-și primească mult așteptata înghețată! Bună tuturor! Bună, micule Tom! Foarte bine că te-ai întors la timp pentru înghețată! Ghiciți cine e aici! E supercamionul! Și are la el câtă înghețată puteți voi mânca! Cu siguranță arată bine! Uite! A venit și Carrie! Te simți mai bine acum, Carrie? Dar crezi că este foarte, foarte cald? Poate vrei o înghețată rece? Păi ia vezi! Adică, dacă vrei, ia una! Supercamionule, Carrie vrea să-ți mulțumească pentru că ai ajutat-o să aducă înghețata. Întreabă dacă nu cumva vrei și tu una. Mulțumim, supercamionule! Ai salvat situația! La revedere tuturor! Ne vedem data viitoare! Supercamionul! Bună, micule Frank! Bună, micule Charlie! Dar ce puneți la cale, băieți? Explorați părți ale orașului pe care nu le-ați mai văzut? Sună chiar interesant. Unde credeți că duce asta mașinuțelor? Credeți că sunteți în siguranță acolo sus fără să anunțați un adult? Ești bine, Lily? Îi cauți pe micul Frank și micul Charlie? Tocmai i-am văzut urmând o hartă. Sunt în spatele școlii. Au început să urce o rampă. Oh, nu! Rampa e stricată. Mai bine merge să vedem dacă mașinuțele sunt bine. Le vezi pe mașinuțe, Lily? Oh, nu. E sigur, Lily? Atenție mașinuțelor! E periculos! Acum mașinuțele nu mai pot coborî. Ce e de făcut? Bună idee! Să-l chemăm pe supercamion! Bună, Carl! Avem nevoie de ajutorul tău. Micul Frank și micul Charlie sunt blocați pe acoperișul școlii și nu-i putem da jos. Ce transformare vei folosi astăzi, Carl? Minunată idee, Carl! Așa vei reuși să ajungi mult mai sus! Să mergem, supercamionule, să salvăm mașinuțele! Bună, mașinuțelor! Stați liniștite! Supercamionul vine să vă salveze! Ce vedeți de acolo de sus, mașinuțelor? Așa e, sediul poliției. Și da, acolo e șantierul. Mașinuțele sunt acolo sus, supercamionule. Le vezi? Vei reuși să ajungi suficient de sus, supercamionule? Bună treabă, supercamionule! În regulă, mașinuțelor! Acum puteți merge pe platformă. Ce s-a întâmplat, micule Frank? Nu vrei să mergi pe platformă? Ți-e frică pentru că e prea sus? Stai liniștit, supercamionul nu va lăsa să ți se întâmple ceva. Va avea grijă de tine. Vezi, micule Charlie? E sigur și încă mai e loc și pentru tine. Bună treabă mașinuțelor! Acum supercamionul vă poate lăsa jos în siguranță. Ați vrea ca supercamionul să vă dea o tură prin oraș, ca să vedeți totul de sus? Lili, mașinuțele ar vrea ca supercamionul să le plimbe prin oraș. Ce spui de asta? Excelent! Mulțumim! Sunt sigur că va avea grijă de ele. Bine, mașinuțelor! Țineți-vă bine! Supercamionul vă va arăta orașul! Bună treabă, supercamionule! Mulțumim de ajutor! Distracție plăcută, mașinuțelor! Atenție, supercamionule! Atenție, mașinuțelor! A fost cât pe ce! Bună treabă, supercamionule! Ne vedem în curând, mașinuțelor! Salut, Jerry! Mai bine ai încetinit. Conduci destul de periculos astăzi. Jerry, aproape că ai făcut un accident. Mă întreb cum a ajuns asta acolo. Ah, furtuna! Ai dreptate! Îmi pare că te-ai blocat. Vrei să-l chemi pe supercamion? Bună idee! Carl, autostrada e blocată cu depuneri. Crezi că poți ajuta? În ce te vei transforma? Într-un aspirator? Drăguț! Wow! În regulă! Să mergem să curățăm autostrada! Bună, prieteni! Supercamionul a venit în ajutor! Ești gata să-ți faci magia? Camionule, fii atent cu aia. Cred că îl aspir tăgerii. Gata! Bună treabă, super camionule! Jerry, încetinește! Posibil să iau o amendă. Nu ai terminat? Carlo! Oh, nu! Super camionule, fă ceva! Mulțumim, super camionule! Ce noroc că erai aici! Prieteni, lăsați-o mai ușor! A fost o zi grea pentru amândoi! O zi frumoasă să aveți! Bună, mașinuțelor! Cum a fost la școală? Vi s-au dat teme? Trebuie să faceți un film scurt? Despre ce? Nu aveți nicio idee? Păi, poate supercamionul vă poate ajuta? Ha, Carl, ai uitat să pui capacul acolo. Cred că supercamionul este chemat în acțiune. Micuța Amber și micul Tom trebuie să facă un scurt film, dar nu știu despre ce. Îi poți ajuta? Mulțumim, supercamionule! Un rechin? Cred că îmi dau seama la ce te gândești. Wow, Carl, este incredibil! În regulă, să mergem la mașinuță! Mașinuțelor, a venit supercamionul! Supercamionul are o idee pentru filmul vostru și va fi plin de acțiune. Să mergem pe plajă. Iar astea sunt celelalte stadii. În regulă, filmul ăsta va fi despre un atac al rechinilor. Supercamionul vă va urmări pe tine, Bobby și micuțul Amber, înspre ponton. Apoi ne vom comporta ca și cum ar fi scena unui atac de rechin. În regulă, Bobby, prinde-te de ponton și împreună cu micuța Amber săriți pe el. Arată bine, micule Tom. Poți striga acțiune, micule Tom. Bobby, micuța Amber, tocmai a văzut un rechin uriaș în spatele tău. Arată bine, micule Tom, nu? Of, Doamne! Este incredibil! Filmul ăsta va fi excelent! Nu-i așa, micule Tom? Supercamionule, ai fost incredibil în rolul rechinului. Și tu te-ai descurcat de minune, Bobby. Acum îl putem vedea. De ce nu mergem înapoi la școală să-l proiectăm acolo? Fantastic, nu-i așa? Îți place, micule Tom? Și ție, micuța Amber? Supercamionule? Supercamionule! Bineînțeles, e un supererou. Tocmai a dispărut. Aici erai! Mulțumim că ne-ai ajutat cu filmul, supercamionule. Mașinuțele sunt foarte mulțumite. La revedere, prieteni! Ne vedem data viitoare!